ne aflăm astăzi alături de Bogdan Luparu de la Bucovina. Îl cunoașteți cu toții din Bucovina. Însă astăzi vom discuta despre un proiect mai vechi, de la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, Stih, din Suceava. O responsabilitate mare pentru mine personal, care am crescut acolo și m-am format în mediul respectiv. În general se spune în underground că o trupă care pornește, mai să zic așa, mai de jos, muncește foarte mult, insistă, perseverează, va ajunge așa cum au ajuns băieții, foarte sus. Din punctul meu de vedere, asta este jumătate de adevăr. A doua jumătate de adevăr. Prima jumătate de adevăr este că în spatele unei trupe ca Bucovina stau foarte multe alte trupe mici. În cazul lui Florin Țibu, colegul tău, stă Acheron, Tehenet, Vena Cava, proiect de death metal. Da. Iar în spatele tău stau două trupe foarte interesante, Piatra și Stih. Și astăzi vom discuta despre Stih din Suceava. Cum v-a venit ideea să faceți trupa asta? Un proiect muzical de genul ăsta. Și dacă ai putea să faci o scurtă trecere în revistă a membrilor care au participat la proiect și a background-ului lor. Ok. Primul și în primul rând, o persoană importantă din toată această treabă este sora mea. Pentru că atunci când vorbim despre Stih și despre muzică în general, ei datorez tot ceea ce sunt pe acest plan. Pentru că de când eram prin școala gimnazială, Vero m-a introdus în lumea metal și în muzica pe care am început să o ascult și o ascult și acum. Și împreună cu ea am început să cântăm, după cum mă pricepeam eu, un folk simplu. Era ceva de genul, știam 3 acorduri, am făcut 8 piese. Deci eram foarte prolifici entuziaști. Dar în timp am dorit ca aceste piese folk, noi chiar atunci le numeam Zamolxis, așa, prin 94, am vrut acele piese, câteva din ele, se pretau să meargă pe partea metal. Noi ascultăm foarte mult doom, gothic, ne-am dorit să mergem pe acea parte și s-a născut ideea, hai să facem o trupă cu alți membri, cu secțiune de percuție, să transformăm chitara clasică, acustică, în electrică. Și așa a ieșit Stih în 95. Ca membrii care au venit pe lângă mine și Veronica, pentru prima oară am cântat cu Alin Stanciu la tobe, fost o bar de la Play Rock, și o colegă de-a mea, Ramona Biholar, la clape. Chitara a devenit electrică și primul concert l-am făcut la Balul Bobocilor. Am avut primul meu public, a fost de 900 de oameni. Deci am cam înghețat acolo. Am undeva o înregistrare, că stau ca o mămâie drept acolo și vorba unui prieten, bă, a sunat ca Paramecium. Pentru mine a fost, ca să zic așa, un mare lucru. Da, mult zgomot, emoții, dar a fost bine. Și unde încadra albumul Shadow Torn? Pentru că am citit mai multe încadrări. Am văzut doom metal, am văzut gothic metal, symphonic metal, da. Chiar atmospheric black metal. Da. Ce fel de abordare se practică pe materialul ăsta? Păi, e câte puțin din fiecare ce ai enunțat tu, dar la bază noi am dorit să cântăm un doom metal, dar au ieșit foarte multe elemente din muzica pe care o ascultam și din partea de avantgardă, cum e Palme Reci. Când am dat de Flority sau Wet Boy and Sand, s-a schimbat cam totul în accepția noastră. Nu mai zic de The Third and the Mortal. Și s-au simțit acele influențe. My Dying Bride, ce ascultam noi pe atunci, dar trecut prin filtrul nostru personal. Parcă și puțin Dismale Ufonii se aude. Da, da. Sunt Cemetery of Screams, multe, dar nu am luat niciodată, pentru că nu am fost chitaristul care am început să învăț chitara cântând piesele altora sau căutând să
repet acasă pasaje care îmi plac. Și de aceea poate e ceva mai personal și mai original, zic eu așa. Cum ai definit conceptul acestui demo și de unde crezi că vine mirajul muzicii? Albumul în sine nu este un album conceptual, dar ideea urmărită și titlul Shadow Torne este exact plămădirea actului artistic, deci asta înseamnă desprins din umbră, înseamnă o formă din subconștientul nostru, din visele noastre, din tot ceea ce dorim să aducem în formă artistică lumii, momentul ăla când se desprinde din neant, din nimic și apare o formă care te încântă, care te atrage. Și o teorie din Jung scoasă cu umbra, cu conștientul, cam așa, da, așa da. Ar suna ceea ce spui tu aici. Bun, hai să analizăm, cum fac de obicei la interviurile astea, trei piese de pe demo. Am să analizez Palme Reci, care mi se pare cea mai violentă emoțional piesă de pe album. Am să analizez Căderea Îngerului și Pot și alte piese, dacă vrei tu. Dar da. Hai să vedem Palme Reci, Căderea Îngerului și Pot. Palme Reci este cea mai neapărat violentă, mai avantgardistă. Violent emoțional. Da, emoțional, corect. E printre ultimele compoziții stih, de aceea sună altfel decât celelalte piese. Liric trebuie spus faptul că Veronica a compus majoritatea versurilor, dacă nu chiar toate. Din ceea ce am înțeles eu, este vorba despre despre în general despre tentație, despre păcat, despre tentație și despre rațiunea care luptă cu tentațiile care ne înconjoară. Căderea Îngerului este eterna poveste a entității care în contact cu cunoașterea este banished from heaven. Deci un fel de poveste, să zic eu, a lui Lucifer, dar scris în felul nostru. Iar și Pot e din legendele românești, e un fel de poveste de inițiere a unui personaj către cunoaștere. Așa cum îți spuneam și ieri, și acum s-ar putea să zâmbească lumea auzind remarcile astea, dar am intrat în contact cu ascultători de pe vremea respectivă și atunci lumea era puțin mai altfel, lua foarte în serios chestiile astea. Și mulți dintre ei au ajuns să scrie poezie, bine, obscur, necunoscut, ținut la sertar cum se face la noi, și am rugat, știam că sunt ascultători stih, să fac o construcție poetică slash recenzie sau ceva cu ce le-a sugerat muzica. Și am să citez trei dintre ele ca să facem un interviu mai aparte. Ce îmi spune o domnișoară sau doamnă, nu știu. Spune că ascultând stih, vede mai clar ca oricând cum moartea dansează tăcută în umbra fiecăruia dintre noi. Da. Vai ce, îmi pare rău că nu este Veronica aici. Pentru că ea ar... În secunda a doi ar continua ideea. Este foarte bine că muzica noastră reușește să continue un scenariu în mintea fiecăruia, pentru că, în general, forma, orice formă de artă este bine să fie deschisă pentru interpretare. Și să pună în mișcare un imaginar. Da. Eu cel puțin pe partea de desen așa cred și sunt sigur că și Vero și-a dorit prin versurile sale și noi prin muzica noastră. Un alt domn care scrie poezie spune ceva de genul că a ascultat stih este ca și cum te-ai uita în ochii fetei îndrăgostite de tine și din privirea aceea fetei care te iubește te recuperezi pe tine sau îți recuperezi ceea ce lipsește din sinele tău. Da, multe piese au componenta asta romantică, pentru că noi practic așa am început, eminescian și pe partea folk înspre zona romantică.
și sigur apare acolo și dragostea și mai ales ochii iubitei și energia dintre două entități care se iubesc. Și o ultimă remarcă tot venită de la un poet. Aici o să merge puțin așa pe uși sau pe coridoare ocolite în zona psihanalizei. Se spune că există o gaură între subiect și predicat. Și în momentul în care individul cade în această gaură dintre subiect și predicat, se duce în paranoia, se duce în schizofrenie, în alte lucruri. Ei, la nivel gramatical, limba română are acel verb copulativ cu cratimă, care asigură legătura între subiect și predicat. Și spunea acest domn că muzica stih cumva asigură o legătură organică între subiect și predicat. Aici e și poetic, dar și tehnic. Da, poetic, eu rămân tot timpul pe partea poetică. Adică leagă subiectul de predicatele lui existențiale. Da. Eu mă bucur foarte mult că stih poate să genereze persoanelor de diferite tipuri tot felul de idei fructuoase și pentru mine, după atâția ani, de când n-am mai făcut absolut nimic pentru stih, e un lucru extraordinar că a dăinuit în sufletul lor așa ceva. Tot pe acest material cântați alături de violonistul la New Age din Suceava. Mihai. Apropo, Mihai și mai cum, Bilauca sau Bilauca? Bilauca, deci fără... Mihai Bilauca, am spus-o și în materialul pe care l-am scris și care probabil va apărea anul viitor despre voi, este cel mai talentat violonist din punctul meu de vedere din underground-ul românesc. Acum, aici e o discuție puțin mai amplă, contrazimă dacă mă înșel, că mă bazez mult pe folclorul local din Suceava, se spune că Ștefan cel Mare este liceul metaliștilor în Suceava și Petru Rareș este, unde cred că ai terminat tot, dacă da. Mă înșel, Petru Rareș este un liceu așa mai clasic, mai oameni de litere, mai așa, la da. Ștefan se face mai mult pe reală. Da. Și în general, oamenii de la Petru Rareș s-au dus, cum am înțeles că te-ai dus și tu la Școala Populară de Arte din Suceava, da. Unde, iarăși, mi-aduc aminte de pe vremuri, a existat un profesor care a avut o influență mare asupra voastră, muzicienilor din underground, Iulian Prisăcaru, cred că da. Se chema. Și atunci, unde s-a format Mihai Bilauca și ce influență consider că a avut asupra lui Mihai Bilauca, Iulian Prisăcaru și asupra ta? Mihai a făcut studii la școala de muzică, până la liceu de informatică, unde și-a făcut studiile după școala generală, deci acolo a învățat vioara și faptul că în actualul colegiu de informatică Spiru Hart s-a întâlnit cu băieții la New Age, a fost acea schimbare către partea metal. Deci până atunci el nu a avut mare legătură cu fenomenul metal. De aceea, poate stilul lui este mai diferit decât alți violoniști. Cu toate că dacă stau și mă gândesc, nu prea știu mulți violoniști decât niște fete care au mai cântat plagad. Așa, nu mai știu pe unde se folosea vioara. Elena și Diana, cred. Elena și Diana, da. Dar ele, în timp ce studiau muzica în general, instrumentul, aveau deja legătură cu partea de rock, de metal. Mihai a venit cu background-ul gata format într-o parte clasică și automat a intrat în tărâmul ăsta metal și atunci a făcut o altfel de abordare. Mai personală mai. Și foarte... ceva original. Iulian Prisăcaru pentru mine, pentru Cristi Rangu, colegul meu de la Piatra, a reprezentat exact, ne-a influențat în felul de a compune și de a înțelege muzica. În ce sens? De a face acele exerciții de ascultare și înțelegere, listening and comprehension, cum făceam noi în liceu, de a asculta și a auzi notele cumva, deci e o chestie vizuală. Deci muzica se transpune cumva vizual în niște imagini pe care automat prin filtrul personal le interpretez și le aduc publicului în stilul meu.
Și în stilul de, în tehnica de chitară ne-a influențat foarte mult. El era un chitarist foarte cald. Cânta pe un Fender Stratocaster. Țin minte când am pus mâna prima oară pe chitara aia, veneam să fug cu ea pe geam, că nu, unde sunt, pe lângă Barclay-urile și toate crăcile de chitări care erau pe vremea aia, era o chitară cu adevărat. Și ne-a dat și încrederea asta în noi, pe care poate la început orice chitarist are nevoie de ea. Și ne-a format ca și duo, ne-a învățat multe lucruri, adică să înveți să cânti cu altcineva, să nu fii acel talentat care nu pasează, driblează, trece peste tot și vrea să marcheze singur. Asta contează foarte mult, să înțelegi, să comunici cu cineva, cu instrumentul tău, să faci acea conversație, să te contopești, să te completezi cu celălalt. Asta este foarte important. Este unul din lucrurile pe care l-am învățat de la Lilian, care îmi pare foarte rău că nu mai este printre noi. Bun. Legat de voci, de voi impresionează iarăși prin niște calități vocale deosebite, atât ale tale cât și ale lui Veronica, și atunci când am scris despre voi am folosit termenul de tespian. Tespian e un termen care vine din tragedia grecească veche și care denotă un interpret foarte angajat, ireal de angajat, organic, visceral în, da, în ceea ce, în ceea ce cântă. Cum ați reușit să faceți aceste voci sau de unde v-a venit ideea să faceți vocea de maniera asta? Dacă e vorba să vorbim despre vocea Veronicăi, de exemplu, da, aici zice că este și o moștenire genetică, pentru că bunica noastră, culmea, tot Veronica Luparo, ea, săraca, a murit tânără, la 36 de ani, dar avea o voce extraordinară. Era chiar foarte cunoscută în cercul de muzică, pe muzică populară, în cadrul poliției, armatei, dar ea avea nativ această voce puțin spre operă. Fratele ei, Ioan, unchiul nostru, a fost bas-bariton în opera de la Iași. Deci este un background, ca să spunem, pe partea genetică. În rest, Vero și-a descoperit singură stilul acesta de a cânta și l-a implementat pieselor noastre și l-a cultivat în timp. Iar eu, timid după ea, pentru că, să fim serioși, nu m-aș ridica niciodată la performanțele ei, ambitusul și registrul unde ajunge ea peste. La mine poate ține mai mult de timbru, ce contează foarte mult în calitate vocală. Bun. La fel ca și muzica bucovina și pe stih, intrați în zona folcului, dar nu intrați cu instrumente tradiționale. Intrați în zona folcului pe instrumentație clasică, de exemplu. Da. Alin Drimuș de la Marțolea folosește instrumente tradiționale. Da. Voi nu. Voi nici nu faceți trimiteri direct în zona folk, cumva. E muzică care gravitează în jurul folkului, da, cu scopul de a scoate în evidență naturaleța și frumusețea simplității sinelui. Așa. Ce, în afară de asta, ce se mai obține dacă abordezi folk-ul prin instrumentație clasică? E sinceritate. Sinceritate în a-ți exprima toate ideile și trăirile, pentru că, cum e vorba lui Crivăț, folcul pe care noi îl cântăm este a omului obișnuit, dar acum e omul modern, care iese afară, fluieră, o melodie și începe să, dacă știi să cânte la un instrument, încearcă să-și o memoreze și să o cânte, să rămână, pentru că îi se pare ceva deosebit. La fel cum alergam în jurul casei eu după fiul meu și nu mai aprendeam și început să frânez o chestie care s-a transformat într-o melodie foarte, foarte faină. Deci, e o expresie la noi a omului modern, simplu. Și este un lucru direct, și poate asta atrage pe mulți oameni.
că nu este o căutare complexă, o disecare artificială. Este ceva foarte natural. Și rezultatul este uneori extraordinar. Și să știi, ai învățat să cânți pe chitară rece prima dată, da, îți compui clasică, piesele, da, pe chitară rece și după aia le duci pe chitară electrică. Da, da, este o diferență. De exemplu, pe clasică am un stil în care încerc să adun partea tematică împreună cu ceva armonie și un bas. Și atunci construcția pe registrul cu totul armonic este mai deosebit. Ceva de genul cum e introducerea la Spune tu vânt. Da, deci sunt și construit foarte mult felul de a compune, pentru că am studiat la începuturi sarabande, piese preclasice care și-au pus amprenta și în stilul ăsta, muzica asta este tot așa, transmite o linie clară melodică, dar în spate ea este urmărită de un acompaniament pe care tot tu îl faci. La electrică îmi găsesc o linie melodică foarte clară, mi-o înregistrez, îmi bag un beat și apoi vin pe spate cu armonie și îl corelez pe amândouă. Și ca chitarist care practică, cum ai spus, multe extraarmonice, da, și solouri am văzut că iar, da, și îți plac. Ce părere ai tu despre trupe, de exemplu, ca Napalm Death sau ca Bolt Thrower, care nu folosesc solouri de chitară niciodată? În fiecare trupă pe genul său. Chiar n-aș vedea Napalm Death cu solouri și nu ne văd rostul. La fel și Bolt Thrower. Trebuie să fie o mașină care trece peste tot. Și e și normal. Sunt și trupe brutale care au momente când generează niște solouri că începi să plângi, ca Brutality pe Screams, da, 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 și este o nebunie aici acolo. Deci, nu cred că este o pierdere faptul că nu este un solo acolo. Și chiar e un lucru al lor. Care face muzica, da, mai compactă. Da. Tot timpul ai cântat în limba nativă, în limba română. Se spune și despre trupele norvegiene sau olandeze că dacă cântă în limba nativă o fac mai brutal, mai violent, mai așa. Consider că există o prospețime aparte pe care o obții atunci când cânți în limba nativă? Nu se poate să exprimi într-o limbă pe care ai învățat-o, da? Zicem, în cazul nostru, engleză. Da? Eu nu aș putea în engleză să-mi exprim 100% trăirile exact cum o fac în română. În română cânti cu patimă, cu patos, îți pui exact, îți găsești acele cuvinte care au substanța cea mai apropiată de ideea ta. Nu poți să o faci doar dacă ești un lingvist foarte priceput, cunoști toate sensurile unor cuvinte, dar tot se pierde ceva. Pentru că limba nativă este cea mai apropiată de logica personală și automat nu poți să faci în altă limbă aceeași intensitate din piesele tale. Ai merge așa de departe încât să spui că limba e adevăratul tău instrument înaintea chitarei? Aș spune că se completează. Nu prea vreau să fiu așa tranșant, că nu prea sunt reguli stricte aici. Da. O să te mai întreb o chestie, fiind un om care a prins vechea generație. Da. Vechea nouă. Vechea nouă, exact. Tom J. Gabriel Warrior, da, de la Triptychon, Celtic Frost, Hellhammer, a acordat un interviu lui Ian Christie la Red Bull Music Academy, în care a făcut un fel de comparație așa între perioada veche și perioada nouă. Acum nu putem citi tot ce aici pe foaie, o să dăm pe ecran, da, pasajul, că chiar, da, se merită citit. Da. Și spunea că a avut norocul să trăiască niște ani în care metalul, heavy metalul în principal, însemna anarhie, însemna revoluție, însemna energie, foc și incendiu. Și că acum în noua generație sunt albume foarte, foarte produse, produced to death, spunea el. Și spunea că dacă vrei să obții perfecțiune instrumentală, poate că ăsta este scopul jazzului, dar nu al heavy metal-ului. Posibil.
și spunea că atunci când asculți heavy metal vrea să simtă pasiune, să simtă foc, să simtă un incendiu. Și spunea că preferă albume, să zic așa, imperfecte din punct de vedere instrumental, dar perfecte din punct de vedere al pasiunii care este angajată în albumele respective. Da. Deci imperfecte instrumental, dar perfecte ca pasiune. Și spunea că îi place, și aici e frumos, îi place să audă aerul dintre amplificator și microfon cum circulă când îi place să audă tobele țipând, îi place să audă acel șurub de la baterie care este lovit în timpul rafalelor de brass beat-uri. Și că în ziua de astăzi există o competiție în sensul că care e cel mai bun chitarist. Cel mai bun chitarist de obicei în ziua de astăzi este cel care reușește să cânte 10.000 de note într-un interval foarte scurt. Și dacă vrei să faci chestia asta, te duci la universitate unde vei fi cel mai bun, vei fi o mașină de perfecțiune, ai și calculatorul la dispoziție, dar dacă vrei să cânti heavy metal și prin chestia asta pierzi focul din muzică, atunci n-ai făcut practic nimic, ai pierdut spiritul muzicii. Tom G. Warrior de la Hellhammer, Celtic Frost și Triptychon. În general, sunt foarte dezamăgit de scena de astăzi. Poate că acesta este un factor al vârstei mele și îmi pare rău pentru asta, dar din fericire sau din nefericire m-am născut în 1963 și din această cauză am fost martor la cel puțin două perioade care au fost extrem de incitante pentru genurile de muzică heavy rock și heavy metal. Prima a fost anii 1970, a doua a fost începutul anilor 1980. După ce am trăit acea perioadă și după ce acea perioadă mi-a influențat viața în mod semnificativ, mi se pare extrem de dificil să găsesc în zilele noastre ceva care să mă inspire la fel de tare. Acum, poate asta mă face să par bătrân, dar îmi cer părerea personală și, din păcate, asta este. Mi-aș fi dorit să fie altfel, sincer. Uneori ascult aceste trupe moderne și toate sunt perfecte dincolo de orice descriere. Sunt mult mai perfecte decât orice trupă. Cu toții ne-am dorit să fim atât de perfecți la începutul anilor 80, dar nu am putut. În zilele noastre, chiar și cei mai tineri muzicieni sunt atât de perfecți. Uneori mă întreb însă dacă acesta este cu adevărat scopul muzicii heavy. Poate că este scopul jazzului, dar muzica heavy pentru mine este întotdeauna anarhie, revoluție, energie. Mi-e dor de toate acestea în toată perfecțiunea tehnică actuală și perfecțiunea tehnică de care vorbim este chiar sporită de tehnologia computerizată din studio. Mă întreb dacă acesta este cu adevărat scopul muzicii heavy. Pentru mine nu este. Pentru mine muzica heavy este pasiune. Este un foc, un incendiu și dacă faci o greșeală, la naiba cu ea. Din păcate, în zilele noastre, cel puțin albumele pe care le aud sunt produse până la moarte și dincolo de ea, they are produced to death, și cea mai mare parte este înregistrată direct în computer. Îmi plac albumele în care chiar auzi aerul dintre amplificator și microfon, unde auzi tobele țipând, șuruburile de la tobe în timp ce sunt lovite în rafală. Asta nu mai auzi în ziua de azi. Mi-e dor să aud albume cu foc. Albume cu un fel de murdărie, cu imperfecțiuni, dar cu perfecțiune în pasiune. Mi-e dor de chestia asta. Azi există o competiție între ghitariști. Câte note poți cânta într-un minut și cât de perfect poți cânta asta. Cât de rapid executate și cât de complicate pot fi albumele tale. Uită-te la Obscura, de exemplu, care sunt o trupă fenomenală, dar care este scopul? Este olimpiadă de heavy metal sau vorbim de heavy metal? Poți să cânti perfect 10.000 de note. Am un mare respect pentru asta, dar asta nu este tot. Dacă vrei să faci asta, mergi la universitate. Pentru mine personal, nu există loc pentru așa ceva pe scena heavy metal. De aceea m-am dus să fac heavy metal. Și mai spunea o chestie, spunea că îi place foarte mult să audă, înainte ca solistul vocal să intre și să-și ducă partitura, îi place foarte mult să audă respirația aia de dinainte să te angajezi la microfon. Mm-hmm. În cazul death metal, respirația aia mânioasă când trage aer în piept și începe growling-ul, sau în cazul părților mai melodice, iarăși respirația aia panicată, dacă vrei, la o muzică ca stih. Se simte panica aia respirației și apoi partea vocală. Da, păi aici depinde în primul și în primul rând de artist ce-și dorește când își stabilește producția unui album.
E foarte interesantă treaba asta, știi, scârțitul șuruburilor, aerul ăla dintre. Important este totuși ce se aude în momentul în care pornește instrumentul. Mie îmi plac albumele astea cu un aer mai raw, mai true, așa ca să spun, dar până la un anumit sens, până la un anumit moment, pentru că contează totuși să aduci un aport de calitate sunetului tău cu un instrument, cu un amplificator sau cu o tehnologie modernă. Însă, ce se vede acum în perioada actuală este o cosmetizare, cum să zic eu, exagerată. Știm și noi când producem, suntem la 6-lea album cu Bucovina și știu cum produceam înainte. Faptul că se auzeau lucrurile alea era pentru că nu aveam cu ce face multe din... Și într-adevăr se vedea pasiunea noastră prin faptul că insistam încăpățânați pe un instrument sau un amplificator vai de capul lui. Acum, pe partea tehnică, într-adevăr, cine își dorește să fie foarte, foarte versatil în toate tehnicile pe care le arată publicului, își pierde din partea cealaltă, de exprimare, de sentiment, practic. Pentru că e ok să stai să vezi pe un tip cum face la 200 și ceva BPM un solo shredding de sar capacele, dar îi lipsește acel feeling pe care ți-l imprimă un chitarist cum ar fi Mr. Slowhand, da? Eric Clapton, care nu e virtuosul virtuoșilor. Și pentru mine personal nu contează așa de mult tehnica, dar să nu cânti greșit, totuși. Stilul sloppy și fals nu mai e true metal, ca să spunem așa. Dar eu nu pun accent pe tehnica virtuoasă, de aia nu cântăm progresiv sau eu știu ce power metal cu eroi călărind dragoni. Noi cântăm în limita, pentru că nici n-am studiat 4 ore pe zi ca să ajung la un nivel care mi-aș permite să fac nu știu ce shredding-uri. Dar pentru mine partea emoțională contează mai mult și cântată corect totuși și prin niște scule decente, da, cu aceste, cum spunea el, respirațiile astea dintre și cum avem, dacă ascultați pe piesa, titlul de la albumul nostru Suntem Aici, când începe să recite Andy, tari suntem toți, mi-a venit ideea asta, lasă să... Este respirația lui Andy, lasă-o acolo să rămână, știi? Și atunci se vede o chestie naturală și poetic, merge mult mai bine, automat. Are dreptate omul, dar este o altă generație care este acum, o generație care... Da, uneori și pe noi ăștia mai în vârstă, Bucovina, ne privește mai zeflemitor, că probabil nu cânt numai pe taping-uri cum cântă ei. Dar na, fiecare generație cu stilul său. Ești și profesor de desen. Da. Stih este muzică foarte picturală. Uh-huh. Cu ce tablou ai asociat feeling-ul acestei muzici? Eu personal... pentru că îmi plac romanticii, cu Caspar David Friedrich. Ok. Ruinele abației, nu mai țin minte denumirea, dar este o imagine în ceață cu niște pâlcuri de stejari, niște ruine gotice și un șir de călugări mergând prin ceața aia. Aia atmosfera misterioasă. Surprinsă din altă epocă, cumva, așa. Și cam acolo văd eu. Dar nu sumbrul ăla care să te înghețe. E misterul ăla care, chiar dacă predomină acolo culori reci, îți creează o
curiozitate, așa, o bucurie lăuntrică, că este ceva care merită descoperit. Cam asta e. Ultimul aspect care vreau să mai discut din punct de vedere tehnic, coperta de la Stih. Da, a fost ideea Veronicăi, tocmai ideea de a prefigura din întuneric o siluetă care reprezintă exact momentul în care se conturează o idee artistică și apare, era silueta ei sub un voal. Asta am vrut să te întreb chiar. Întunecat, da. Și Stih de la ce vine? Deci Stih este practic definiția muzicii noastre, pentru că vers, un termen arhaic de Stih, e mult mai complex decât ai spune vers, are melodicitate și atunci este îngemânarea dintre cuvânt și muzică și asta înseamnă Stih. Și discutam înainte de interviu, era întrebarea aia, fanii Norvegia sau Polonia. Uh-huh. În sensul că în Norvegia, acum nu știu dacă o să fie lumea de acord cu noi sau nu, dar calendaristic vorbind, ziua în care Varg Vikernes a fost arestat și dus la închisoare, a fost ziua în care black metal norvegian, în varianta lui glorioasă, a murit. N-a mai fost nici Burzum, nici Mayhem, n-a mai fost ce a fost. Da. Burzum, pe albumele acelea ambientale, sună slab din punctul meu de vedere, chiar și din punct de vedere al muzicii ambientale sunt albume slabe. La concerte Mayhem, de exemplu, nu cere nimeni piese de pe Ordo of Chaos sau de pe Grand Declaration of War, tot Freezing Moon, tot de Mysterious se cer visuri, tot după piesele vechi. Și atunci când black metal a murit, metal norvegian glorios a murit, s-a dus toată creativitatea asta în zona de avantgardă, la trupe precum Fleurity, pe Catum, Ved, Buen Sende, cum da. Spuneai și tu, Borknagar, poate, de ce da. Nu, In the Woods și ce mai era acolo. Dar, tu fiind totuși un muzician din Suceava, influențat pe partea asta norvegiană, că e clar că toată Suceava, dar și am crescut acolo, știu, era foarte fascinată de Norvegia, dar Suceava mai este o zonă influențată și de Polonia, nu numai de Norvegia. Sunt foarte mulți poloni, da. Este și la Cacica, sunt comunitățile poloneze. Da, și Moara, unde stai eu? M-am mutat în Moara, acolo. Și a fost și graniță comună la un moment dat. Cred că de-aia a mutat Ștefan cetatea de la Suceava la Iași, ca să fie mai departe de granița cu Polonia. Și sunt multe lume care am discutat. Legat de lirismul ăsta mai aparte, o calitate lirică mai clară, o căldură mai crudă, aș spune. Da. Vine și din partea asta norvegiană, dar și din partea unor trupe poloneze de gothic metal, cum ar fi Sacriversum, Artrozii, Sandish, Cemetery of Scream, Sairach. Mai erau câteva. Deci, Ion mai era, uite, chiar Artrozis mai era. Artrozis, da. Deci, cum ai defini influențele astea? Adică a venit din avantgarda norvegiană sau din gothic metal ăla polonez foarte... Suceava fiind la răspântie, repet, și influențe poloneze și norvegiene. Cam din amândouă, dar cel puțin în Stih am fost foarte mult atrași pe partea asta de Third and Immortal. Okay. Poate partea gotică polonă a contribuit la lirism, la partea mai caldă, dar în muzica nordică pe noi ne-a fascinat faptul că atunci când exista un pasaj de muzică nu neapărat optimistă, mai măreață așa, este o jovialitate la nordici foarte reținută, demnă. Și asta mi-a plăcut mie foarte mult, în general, reținută, o chestie care nu se găsește în Balcani sau în slavi. Și atunci, pe partea asta, am mers noi mai, ne-am apropiat mai mult, dar automat, inima clocotește foarte mult la noi. Muzical, fascinați am fost de foarte, foarte multe trupe din partea nordică. Dar le-am cernut printr-o entitate care ne-au construit-o foarte puternic. Discuții, nopți întregi cu sora mea, cu tot felul de scenarii, tot felul de încercări, de experimente. Și am încercat să facem și noi ceva original, până la urmă. Dar inerent, toți trădează niște influențe majore. Dar preponderent partea nordică, norvegiană și mai partea poloneză. Cum ai defini tu feeling-ul ăsta care le aduce cultura poloneză?
E înfipt. E ceva adânc, adânc și puternic. Eu așa îl văd. Față de, de noi românii, polonii am văzut mai hotărâți, cumva. Nu știu, așa am simțit eu. Și ca să terminăm cu o ultimă întrebare legată de stil și după aia poate discutăm un pic și despre Bucovina. Specific Sucevei a fost zona aceea de, spuneau cei de la New Age, Byzantine Metal. S-a practicat la New Age, s-a practicat pe God from the Moldavian Ecclesiastic Thrones. În general, Byzantine Metal ăsta, așa cum l-am perceput eu, are mult de a face cu, cu prestațiile la vioară. Pentru că vorbim de o vioară la God, la New Age și la, și la Stich. Și, cum ai definit tu Byzantine Metal-ul și dacă crezi cumva Shadow Torn de la Stich a apărut în siajul unor albume cum e Decadent, Image of Creation, The Nihilist Age de la New Age sau From the Moldavian Ecclesiastic Thrones și a dezvoltat niște detalii care poate au rămas insuficient explorate pe acolo, le-a adâncit, le-a făcut mai proaspete și mai organice. Ai fi de acord cu, cu genul ăsta de, de afirmații? Legătura noastră cu New Age ar fi faptul că Mihai a avut sonorități similare și în Stich, pentru că majoritatea activității sale a fost în New Age. Nu numai pe plan de studio, ci foarte mult live. Ei au cântat în toată țara. Da, da. Și umăr la umăr cu cei de la God, cu Mercy's Dirge, cu alte trupe. Eu nu m-am văzut în aceeași barcă cu acest stil. Mai ales de ce? Pentru că stilul bizantin, și hai să o luăm pe partea vehiculată de God, mai ales în albumul lor, legat de credință, de teme în care erau versuri pentru tine, Doamne, eu să mor. Noi n-am abordat această temă mistică. Noi am mers pe partea personală, individuală. Muzical nu prea văd mari similitudini între noi și celelalte trupe. Deci doar poate faptul că apare Mihai cu această sonoritate specifică lui prin vioara sa. Dar conceptual și felul în care sunt compuse piesele, nu prea avem noi legătură cu... Și o spun din partea celui care compune muzica și ascultă celelalte trupe. Hai să discutăm un pic despre Suceava, despre perioada anilor 90 în Suceava. Uite, asta e perioada de aur a metalului sucevean. Se știe că pe vremuri, când erai foarte tânăr, erai un fan play rock. Da. Se știe că ai învățat de acolo am meserie învățat. De la ei. Da. Hai, spune-ne, cine, ce ți-a adus tu aminte din perioada aia? Ca trupe, ca feeling? Ții minte, eu am învățat, practic, primele acorduri de la Tony Bilivo, de la basistul trupei. Și... Alin, foarte apropiat de noi, Tobaru, ne-a ajutat foarte mult cu sala de repetiții, cu aportul său pe partea de percuție. Steve, chitaristul, m-a influențat foarte mult în tehnica pe care a abordat el și mi-am însușit și eu niște, niște particularități pe care le avea Steve în... Dar ții minte o fază când, inerent, când ești puștan și începi să cânti, nu ești privit chiar așa de ceilalți cu ochii cei mai binevoitori. Și eram acasă la Tony și învățam o bucată la chitară și frațul stătea pe balcon, fuma și atât de bine am cântat-o încât a crezut că Tony este la chitară și spune, bă, o pleca zombie ăla blond. Zombie la blond fiind eu, zic că nu, mândrușa, nu, n-a plecat. Asta înseamnă că am cântat bine. Eu am fost tot timpul așa, mai încăpățânat. Tot apropo de player, de underground-ul sucevean, Bogdan Muntean, chitaristul lui Crivăț de la Tehenet, vrăjitorul, așa îi spună băieții. Inițial cu el mă întâlnisem să facem o trupă
dar n-aveam nici chitară și nici nu știam să cânt. Și așa m-a întrebat Bogdan: băi, ce vrei să faci? Păi să o trupă de dead, doom, bun, da, ai chitară. Nu, e, se rezolvă asta, dar știi să cânti? Nu. Păi cum facem trupă? Eu vreau să fac. Și ca manifestare underground, așa, în general, mi-amintesc oameni care erau pasionați la a culege muzică, de a arăta unor altora noutăți. Și aici vreau să mulțumesc foarte mult unor oameni care au pus umărul în a aduce pentru noi muzică de acest gen, Doro Atomei, Cristi Toma. Doro Atomei era pe partea asta mai avantgardă, așa, iar Cristi era pe partea brutală, pe death metal, pe zona grind. Fai, când am ascultat prima oară Agatocles, eram fascinat, chiar dacă nu înțelegeai absolut nimica, dar pentru mine a fost o nebunie, mai zic, de primele cataclism. Eram într-un continuu miraj acolo, pe la Piața Mică, luându-ne casete trase la Xerox. Ascultam într-una și într-una până se strica, se agăța banda. Era multă, multă pasiune în colecție de albume, în schimburi între noi. Și totul gravita în jurul planului muzical. Da. Nu pot să nu te întreb treaba asta, ești unul dintre puțini muzicieni în România care a lucrat cu Dan Swano de la Edge of Sanity, la Unisound Studio, cred că ați tras albumul Duh de la Bucovina. Cum ai caracterizat-o pe Dan Swano și ca om și ce ai învățat de la el? Eu personal ca om nu l-am întâlnit niciodată. Okay. Și tot timpul discuțiile și această colaborare a fost indirectă. Cel mai mult Crivăț și chiar Crivăț și cu Mișu s-au întâlnit personal cu el la București când a venit cu Nightingale. Și eu l-am fost, mor de ciudă. Dar eu, prin sfaturile sale, prin felul de a lucra, din ce am văzut eu și discuțiile purtate, am văzut o persoană foarte calculată, o persoană foarte pricepută ceea ce face și pasionată, cu anumite rețete proprii care merg foarte bine. Iar pentru mine Dan Swano este unul din punctele repere și pe partea vocală și ca și chitarist. Mie îmi place foarte mult cum gândește el și rezonez foarte mult în albumele sale la Nightingale. E foarte meticulos, iar sunetul generat de el, mai ales când ai de-a face cu niște trupe, nu pe partea brutală, ci partea melodică, este un sunet foarte aerisit, totul se aude și cald. Eu când aud de Dan Swano, mă gândesc la căldură, exact ca vocea lui. Simți o căldură în suflet. Și asta vreau să spun că, uite, lumea nu spune chestia asta, dar Bucovina aduce foarte tare cu Nightingale, pe multe piese seamănă. Poate. Da, că e partea asta foarte melodică. Automat îți intră în stilul de a cânta. Apar acele influențe pe care nu le poți trăda altfel decât aducând aportul tău la background-ul tău muzical și automat se reflectă în stilul tău. Și poate de asta Bucovina se aseamănă cu Nightingale, pentru că eu sunt foarte tare influențat de stilul lui de a compune. Cu Stih, la fel ca și cu Bucovina, cânti despre pierderi de sine, despre căutări de sine, despre regăsiri de sine. Da. Dacă ar fi să ne uităm la Bucovina, cred că Spune tu Vânt e piesa care vorbește cel mai explicit pe tema asta. Cu ce fel de melancolie lucrezi tu, de fapt? Păi noi, eu am fost și voi fi un romantic. Ok. Da, e vorba de apetența romanticilor pentru teme de genul acesta. Tragedii personale, drame. E o voluptate în această suferință. Ok.
E o voluptate pe care o trăiești la maxim. O plăcere în acest foc mocnit interior. Okay. Care te face să simți că trăiești. Am înțeles. Acum să vedem dacă bârfa funcționează sau nu funcționează, că se zice că are o viteză de 100 de ori mai mare decât știrea mass media. Bârfa din jurul Bucovinei spune că veți face un cover version după Black Tears de la Age of Sanity. Adevărat sau fals? Vrem să facem. Deci adevărat? Da, am și discutat cu Soano și i-am spus că, bă băieți, eu sunt de acord, dar au mai încercat cineva să facă și dacă mutilați piesa aia, vin eu peste voi. Așa a spus Soano? A zis să o faceți, dar să fie frumos, să sune ok, să nu-l facem de rușine. Deci ați discutat și cu Soano despre treaba asta, nu doar? Am discutat și chiar am pregătit și versurile să le... Noi colaborăm cu Alex Diaconescu, cel care ne traduce versurile, un prieten și care chiar este o persoană care m-a influențat personal și pe mine în partea muzicală. Și Alex a reușit să facă o traducere foarte faină pe aceste... El caută să respecte și metrica, dar și partea poetică. Și timpul, cred că, mai este necesar ca să avem cum să realizăm și treaba asta, pentru că piesa e extraordinară, cum gândim noi să o facem. Tot așa, bârfa spune că ești un mare pasionat de doom metal din Bucovina, da. Tu ești principalul creier care ascultă doom. Da. Dacă ar fi să menționezi trei albume de doom metal care, după părerea ta, au influențat genul, care ar fi alea trei albume? Candlemass, Ancient Dreams. Wow. Solitude Eternus, Crimson Horizon. Și aici nu mă pot hotărâ între Anathema Serenades sau My Dying Bride and Lost the Swans, care merg deja în altă, în altă direcție, dar baza tot este un doom metal, cam pe aici. Ce citești acasă, Bogdan Lupar? Roald Dahl, okay. Povești pentru copii. Foarte multe cărți de astea pentru copii, stau și citesc mult cu fiul meu înainte de a se culca. Nu neg faptul că sunt atras foarte tare de Tolkien și de lumea fantastică și în general despre romanul fantastic, dar și cel gotic. Și în ultimul timp chiar m-au interesat foarte mult biografiile scrise de muzicieni. Duff McKagan și cu Bruce Dickinson, ultimele lor biografii, chiar le-am citit cu nesat și mi-au deschis foarte mult ochii, mai ales din partea, perspectiva trupelor care merg foarte mult în tur și ce greu este să fii o trupă în general live și să rămâi unită, pentru că este foarte, foarte greu să mulțumești și publicul și să te înțelegi cu colegii și să ai și o viață normală de familie. Este imposibil, deci undeva trebuie să ai pierdere. Și genul ăsta în ultimul timp am mai citit. Ce mai înseamnă, după părerea ta, în zilele noastre, cuvântul originalitate? A ajuns să fie un clișeu în principal și la fel și autenticitate. Am văzut replici de genul, ne-am săturat de atâta autenticitate, ne-a ajuns cu atâta autenticitate, mai lăsați-ne în pace cu treaba asta. Da. Și uite, să știi că cu Bucovina, din când în când, între piese, mai aveți și o critică socială, așa, mai aruncați câte o chestie de genul ăsta. Da. Mai este o chestie interesantă în România legată de plagiat, că se face mare tam-tam cu plagiatul în sus și în jos. Ar fi bine dacă lumea ar înțelege ce înseamnă plagiat. Plagiat înseamnă să citești, repet, să citești, să înțelegi ce ai citit și să mai ai și un fel de atașament sau fetiș față de textul ăla ca să ți-l atribui ție cumva asta și în literatură și în muzică. Ei, ce fac politicienii din România? Nu citesc, nu înțeleg ce au citit, n-au niciun atașament, ei xeroxează. Și xeroxul, din punctul meu de vedere, nu e plagiat. Asta aș spune eu. Și în contextul ăsta de naturalizări, inclusiv a noțiunii de plagiat și a clișeizării noțiunii de originalitate, ce mai înseamnă originalitate în ziua de azi? Și raportat la ziua de azi, dar și la anii 90. Cu întrebare să încheiem interviul.
Nu știu dacă mai... Știu că simt că este o căutare generală, disperată, în a fi fiecare ce înțelege prin original. Dar s-au spus foarte, foarte multe, mai ales pe plan muzical, încât este imposibil să mai aduci ceva nou, părerea mea. Deci, a fi original uneori pici în derizoriu sau devii, nu știu, pentru unii de o generație mai nouă, a fi original înseamnă să pur și simplu să sfidezi și normele estetice până la un urât care, dacă frapează, atunci ai dus ceva, ai contribuit cu ceva. Chiar dacă pe partea valorică nu ai contribuit cu nimic. Adică ai face o mare prostie pe TikTok și ai devenit original și sunt în lumea la tine. Adică înlocui autenticitatea cu stridența, vrei să zici. Din păcate. Dar nu cred că pe plan, adică în viitor apropiat, nu cred că am putea vedea noi ceva desprins cu totul, cum a izbucnit heavy metal-ul în peisajul muzical, să vedem acum. Poate niște variații, da. Dar în plan profund, eu nu cred că mai este acum ceva de... Și este un mod în Timișoara, acum cu proiectele astea de Lost Tapes, am văzut că se fac, Stone Fiction și așa mai departe. De ce nu se fac niște Lost Tapes și de Suceava? Uite, o întrebare care este. Pentru că trebuie să ia cineva atitudine, nu? Trebuie să... Și ar fi cineva care să ia atitudine în sensul ăsta? Sincer, nu știu. Nostalgia mai este în Suceava cum era pe vremuri sau în general s-a stins treaba? Nu prea mă mai întâlnesc eu cu suceveni, că m-am mutat la 2 km stau acolo în căsuța mea. Dar la concerte mă mai întâlnesc cu oameni care și-au schimbat și lucru și stilul de viață cu totul, dar în ei mai văd o licărire de... bucurie când ne întâlnim și clar se oglindesc în ochilor momentele alea din anii 90. Întrebarea mea era, din câte știi tu, mai există pe oamenii ăștia pe acasă cutia cu amintiri care ar putea fi dezgropată? Sigur. Sigur. La toată lumea există. Deci există cutia cu amintiri. Sigur. La toată lumea și dacă cineva ar vrea să mai facă... Mai trebuie umblat acolo din când în când. Mulțumim tare mult pentru interviu. Sper mare plăcere. Mulțumesc și eu. S-a plăcut mult. Și ceea ce dorim să-i rugăm pe telespectatorii noștri este, dacă sunt persoane care au informații despre ce însemna Suceava în anii 90, amintiri frumoase și așa mai departe, să lase chestiile astea în comentarii. Nu ne interesează așa de mult like-urile și subscribe-urile, deși sunt binevenite, dar comentariile mă interesează foarte mult. De ce? Dacă la un moment dat cineva va dori să facă istoria rock-ului sucevean, istoria metalului sau să scrie ceva despre perioada aia, este foarte important ca persoana respectivă să poată găsi pe cât posibil informația în același loc. Dacă se postează pe Facebook sau în alte părți, nu o să stea nimeni să dea scroll 2 ore ca să găsească nu știu ce comentariu inteligent care l-a spus cineva la un moment dat și atunci ca să le ușurăm munca celor care poate vor dori, cine știe, din Suceava poate ne face cineva o surpriză plăcută și vor dori să reia aceste discuții sau au amintiri, să le lase în comentarii astfel încât să se poată găsi toată informația în același loc. Da. Mulțumim tare mult pentru interviu. Și eu mulțumesc.